Legea adoptată de Parlament, prin care s-a hotărât eutanasierea câinilor fără stăpân ca soluție pentru golirea străzilor de ei, nu respectă prevederile constituționale. De aceea s-a făcut un apel, care va fi dezbătut de Curtea Constituțională, miercuri, 25 septembrie. În sprijinul acestui apel, doresc să-mi exprim părerea vis-a-vis de soluția reală pentru golirea străzilor de timp fără stăpân. O să vorbesc despre cifre. O cățea, de exemplu, Țițirica, aici prezentă, o cățea care se împerechează de 2 ori pe an, dă naștere de-a lungul unei vieți de aproximativ 50 ani, a unui număr de între 40 și 220 de pui. Acești pui cresc și se mulțesc la rândul lor. Astfel, de la o singură cățea, se pot genera, într-un interval de 6 ani de zile, numai puțin de 65.000 de căței. În București se estimează că sunt în prezent aproximativ 50.000 de căței fără stăpân. Costul de eutanasiere a acestora, calculat la 60 de euro pe cățel, sumă care include prinderea lor, cazarea, incinerarea, ar însemna 3 milioane de euro. 3 milioane de euro cheltuiala pentru eutanasierea a 50.000 de câini fără stăpâni. 3 milioane de euro. Însă costul de sterilizare la 50.000 de câini ajunge la 942.000 de euro. Adică sterilizarea aduce un saving de peste 2 milioane de euro și oferă o soluție reală de control a populației caline. Țițirica aici prezentă este sterilizată.